Președintele Klaus Iohannis a oferit astăzi o declarație de presă la Palatul Cotroceni. Vă invităm să-l urmăriți. Bună ziua! Am promulgat astăzi legea privind ratificarea deciziei referitoare la resursele proprii ale Uniunii Europene, proiect care a fost adoptat de plenul reunit al Parlamentului printr-un vot responsabil al majorității partidelor parlamentare, cu o majoritate de 2/3. Ratificarea acestei decizii este foarte importantă, pentru că face posibilă alocarea fondurilor de redresare și reziliență tuturor țărilor din Uniune, bani care sunt extrem de necesari României. Suntem la mai bine de un an de la debutul pandemiei, care a însemnat în primul rând o criză sanitară fără precedent, dar și o economie masiv afectată. Am depășit împreună o perioadă dificilă, care ne-a demonstrat, o dată în plus, cât de profunde sunt hibele unui stat lipsit de reforme sănătoase și de finanțări consistente în domenii esențiale. Astăzi ne aflăm într-un moment în care știm că prin vaccinare și imunizarea majorității cetățenilor putem stopa această pandemie. De acum înainte, așadar, avem un obiectiv foarte precis: construirea României post-pandemice. Asta nu înseamnă nici pe departe revenirea la starea de dinainte, ci tocmai un progres semnificativ spre o nouă etapă. România post-pandemică este țara în care, în sfârșit, se investește masiv în infrastructură, se dezvoltă rețeaua de spitale și se creează centre medicale integrate în zonele rurale și urbane vulnerabile. România post-pandemică este țara cu școli sigure și dotate modern, cu laboratoare funcționale. Vom investi în rețele de școli verzi, eficiente energetic, precum și în dezvoltarea sistemelor de educație timpurie și în învățământul dual. România post-pandemică este țara cu administrație digitalizată, cu companii de stat reformate, cu un sector privat puternic și bine dezvoltat, cu noi oportunități de afaceri. O țară care protejează mediul, care alocă fonduri semnificative pentru reîmpădurire și combaterea schimbărilor climatice. Pentru a atinge toate aceste obiective, avem nevoie și de un plan coerent și de bani. Din fericire, le avem pe amândouă, sub forma Planului Național de Redresare și Reziliență, așa numitul PNRR, prin care vom accesa banii europeni atât de necesari pentru proiecte vitale dezvoltării României. PNRR are două linii majore de acțiune: investiții și reforme. Unele nu pot funcționa fără celelalte pe termen lung, pentru că noi urmărim să stimulăm prosperitatea economică în mod durabil, prin locuri de muncă bine plătite pentru români. 29,2 miliarde de euro prin PNRR și alte zeci de miliarde de euro sunt disponibile pentru țara noastră în cadrul financiar 2021-2027. Vorbim așadar de foarte mulți bani aflați la dispoziția României, circa 80 de miliarde de euro. Sumele, deși foarte importante, sunt relevante doar dacă ele se materializează cu adevărat în proiecte de investiții și reforme. Fie că vorbim de sănătate, de educație, de infrastructura de transport, energie, agricultură sau de administrație publică, aceste fonduri pot produce schimbări fundamentale în viața românilor,
îmbunătățiri reale ale nivelului de trai. Se pot finanța astfel reforme de care România are nevoie acută pentru a se dezvolta și moderniza. Este o șansă uriașă pe care nu avem voie să o irosim. Planul Național de Redresare și Reziliență este un plan ambițios pe care îl susțin, dar bucuria finalizării lui este doar o bucurie de etapă. Am făcut primul pas, unul important, dar adevărata provocare de acum începe, pentru că implementarea la timp a tuturor componentelor care alcătuiesc acest plan este absolut esențială. Vreau să fim foarte bine pregătiți pentru etapa cea mai importantă, și anume punerea lui în aplicare și finalizarea reformelor propuse. Împreună, accesând toate aceste fonduri europene puse la dispoziția țării noastre, putem construi proiectul unei generații care să însemne schimbarea profundă a României. De reușita PNRR depinde într-o mare măsură cum va arăta viitorul societății noastre. Din această perspectivă, acest demers nu are culoare politică, chiar dacă a fost elaborat cu mari eforturi și negociat intensiv la nivelul european de actuala coaliție de guvernare. O coaliție care înțelege foarte bine care sunt nevoile de dezvoltare ale țării noastre și ce trebuie făcut pentru a ne atinge obiectivele. Acest plan aparține României, iar implementarea sa se va întinde oricum dincolo de mandatul actualului guvern. Abordările politicianiste sau criticile notă electorală nu fac altceva decât să șubrezească șansele sale de reușită. Acum este momentul ca toate forțele politice responsabile să iasă din logica îngustă de partid, să dea dovadă de solidaritate, de responsabilitate și să susțină cu toate forțele acest efort național. Fac un apel la guvernanți să continue demersurile, inclusiv cele de comunicare, astfel încât la nivel central să fie foarte clare procedurile pentru accesarea proiectelor și termenele pentru finalizarea reformelor. Fac totodată un apel către primari, către autoritățile locale, ca imediat după aprobarea planului de către Comisia Europeană să înceapă deja să pregătească și să identifice acele proiecte care se încadrează în condițiile cerute. Este nevoie de mobilizarea tuturor instituțiilor statului într-un efort administrativ la scară națională fără precedent. Totodată, mediului de afaceri îi revine un rol deosebit de important, în special companiilor care vor fi implicate în proiectele majore de investiții din domeniile cheie ale planului, precum infrastructura de sănătate, infrastructura de transport sau cea de energie. Efortul conjugat al statului și al mediului privat se va vedea în următoarea perioadă, nu numai în ceea ce privește proiectele din PNRR, dar și în absorbția fondurilor europene din programele operaționale pe care țara noastră le va accesa. România post-pandemică nu este doar un concept abstract. Este o oportunitate istorică de a lăsa în urmă ceva durabil și de a fi mai bine pregătiți să depășim orice criză care poate apărea în viitor. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!
Guvernul a decis joi că începând cu 1 iunie, persoanele vaccinate nu vor mai fi obligate să poarte mască în spațiile închise unde nu lucrează mai mult de 5 angajați, a anunțat premierul Florin Câțu. Condiția este ca acestea să fie vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, iar în zonele respective nu este permis accesul publicului sau al altor lucrători. Masca va continua să fie obligatorie în toate spațiile închise comune unde nu sunt îndeplinite aceste condiții. De asemenea, premierul Florin Câțu a mai anunțat că începând cu 1 iunie, activitățile culturale, artistice și de divertisment pot fi organizate în spații deschise cu participarea a cel mult 1000 de persoane. Și aici accesul este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate, care au un rezultat negativ al unui test PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore. De asemenea, este permisă participarea și pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Organizatorul poate decide organizarea și desfășurarea activității cu un număr de peste 1000 de persoane dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, se mai arată în decizie. Tot cu 1 iunie va crește numărul de persoane care nu aparțin aceleiași familii ce pot circula în grupuri pietonale de la 6 la 8 persoane. Nunțile, botezurile, mesele festive, parastasele vor fi permise cu participarea maxim 70 de persoane în spații deschise sau cu participarea maxim 50 de persoane în spații închise, dacă incidența acumulată la 14 zile a cazurilor din județ sau localitate este mai mică sau egală cu 3 la 1000 de locuitori și sunt respectate măsurile de protecție sanitară. Și în acest caz, organizatorul poate decide desfășurarea evenimentului cu un număr mai mare de participanți, dacă toți aceștia fac dovada vaccinării. Activitățile culturale pot fi organizate în spații închise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, cu obligativitatea purtării măștii de protecție. Numărul participanților poate fi mai mare dacă toți sunt vaccinați. Potrivit hotărârii de guvern, vor putea funcționa locurile de joacă în spații închise începând cu 1 iunie, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și sub condiția ca însoțitorii copiilor să facă dovada vaccinării, orică se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 90-a zi, ulterioară confirmării infectării. Totodată va fi permisă organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în spații închise sau deschise, cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum și pentru persoanele care au trecut prin boală. De asemenea, activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise, în domeniul sălilor de sport sau fitness, este permisă cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența este mai mică sau egală cu 3 la 1000 de locuitori, fără purtarea măștii de protecție și cu asigurarea unei suprafețe de 7 metri pătrați de persoană. Conform autorităților, va fi permisă reluarea activității piscinelor în spații închise, cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului. În plus, guvernul a anunțat că va fi reluată și activitatea barurilor, cluburilor și discotecilor în intervalul orar 5-24 la capacitate de 50%. În ședința de guvern din data de 27 mai a fost aprobat memorandumul privind acordul de principiu pentru contractarea a două împrumuturi de circa 480 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții. Memorandumul a fost înaintat guvernului de ministrul finanțelor Alexandru Nazare și ministrul sănătății Ioana Mihăilă în vederea construirii Spitalului Regional de Urgență Cluj și Spitalului Regional de Urgență Craiova. Conform studiilor de fezabilitate, costul total al celor trei spitale regionale, Iași, Cluj și Craiova, se ridică la aproximativ 1,64 de miliarde de euro. Implementarea și coordonarea proiectelor va fi asigurată de Ministerul Sănătății pe o perioadă de aproximativ 7 ani, data limită de tragere a sumelor împrumutului fiind aprilie 2028. De asemenea, Ministerul Sănătății va urmări evoluția cadrului general a programării bugetare anuale. România va fi deschisă turismului extern, anunță ministrul economiei Claudiu Năsui, care precizează că lista persoanelor care aveau dreptul să intre în țara noastră a fost eliminată din hotărârea executivului care reglementa acest lucru. El precizează că decizia a fost luată la solicitarea reprezentanților operatorilor din turism. Ulterior, ministrul economiei a venit cu precizări pe Facebook. În trecut era menționată expres lista celor care pot veni în România. Pentru a putea primi turiști străini, puteam fie să adăugăm și turismul la listă, fie să scoatem lista cu totul. S-a mers pe a doua soluție. Mulțumesc premierului Florin Câțu și ministrului Lucian Bode că au acceptat scoaterea cu totul a listei. Astfel, turiștii străini vor putea veni cu respectarea condițiilor generale în funcție de lista pe care se află țara, potrivit lui Năsui.
românii pot intra din România în Bulgaria fără certificat de vaccinare sau test anticovid. Ei au nevoie doar de documentele de călătorie. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că autoritățile bulgare au revizuit pe 27 mai 2021 condițiile de intrare în Bulgaria. Măsurile se aplică în perioada 27 mai-31 iulie 2021. Astfel, cetățenii români care sosesc din România pot intra în Bulgaria fără a fi obligați să prezinte alte documente, cu excepția documentelor de călătorie, carte de identitate sau pașaport. Cetățenii români care sosesc din alte state decât România pot intra în Republica Bulgaria cu condiția prezentării, pe lângă documentele de călătorie, a certificatului privind finalizarea schemei de vaccinare împotriva COVID-19, a testului molecular tip PCR cu rezultat negativ, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii, sau test rapid antigen cu rezultat negativ efectuat cu maximum 48 de ore anterior sosirii, sau a documentației specifice pentru persoanele care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 și s-au vindecat. Consiliul General al Municipiului București are pe ordinea de zi a ședinței din 2 iunie trecerea terenului de aproximativ 42.000 de metri pătrați din calea Vitan 154-158 din administrarea Consiliului Local Sector 3 în administrarea ALPAB, în vederea amenajării unui nou parc. Noul parc va crea 4 hectare de spațiu verde în Sectorul 3. Încă din aprilie 2019, consilierii generali Bogdan Stroie și Ana Ciceală au depus un proiect privind înființarea Parcului Vitan, ca reacție la propunerea primăriei Sector 3 de a construi pe același teren un complex de blocuri de 11 etaje. Proiectul consilierilor USR Plus prevedea realizarea unui parc verde la locația menționată și amenajarea parcului, astfel încât să îndeplinească funcționalitățile de bază ale unui parc dintr-o metropolă europeană: loc de joacă pentru copii, perimetru de alergat și zonă de promenadă pentru cetățeni. În sfârșit, în cererea către Consiliul General se mai solicita ca proiectul să fie declarat de interes public și terenul să nu fie tratat ca zonă construibilă. O limuzină, dar și un avion care i-au aparținut lui Nicolae Ceaușescu au fost vândute la licitație joi seara cu 220.000 de euro. Limuzina Paikan Hillman Hunter din 1974 a fost primită de Nicolae Ceaușescu de la șahul Mohamad Reza Pahlavi. Prețul de pornire a fost de 4.000 de euro și a fost adjudecată la 95.000 de euro. Viteza maximă la care poate ajunge limuzina este de 145 de km la oră și are 54 de cai putere. Hillman este una dintre cele mai vechi mărci auto din Marea Britanie. Avionul prezidențial Super One Eleven, folosit pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceaușescu, a avut un preț de pornire de 25.000 de euro și a fost adjudecat la 120.000 de euro. A fost primul avion de pasageri cu reacție produs în România. Facebook și-a schimbat politica de interzicere a postărilor care sugerează că virusul COVID-19 a ieșit dintr-un laborator, pe fondul unei dezbateri reînnoite cu privire la originile virusului, ridicând noi întrebări cu privire la rolul rețelelor sociale în dezinformare. Cea mai recentă mișcare a Facebook scoate în evidență provocarea și răspunderea pe care cea mai mare rețea socială din lume o are de a elimina conținutul fals și dăunător, rămânând în același timp deschisă dezbaterilor. Având în vedere investigațiile în curs privind originea COVID-19 și în consultare cu experți în sănătate publică, nu vom mai elimina afirmația potrivit căreia COVID-19 este fabricată de om din aplicațiile noastre, se menționează în comunicat. Noua abordare vine după ce în februarie Facebook a avertizat că va elimina afirmațiile false despre noul coronavirus, care a creat o pandemie globală și care a ucis mai mult de 3 milioane de oameni. Măsura a urmat directivei președintelui Joe Biden către agențiile de informații americane pentru a investiga teoriile cu privire la modul în care virusul a apărut pentru prima dată, prin contactul animalelor într-o piață din Wuhan, China, sau prin eliberarea accidentală dintr-un laborator de cercetare din același oraș. Îți propunem astăzi o carte al cărei titlu te-a îndreptat probabil deja către o concluzie, iar această concluzie suntem siguri că este greșită. Ca să-ți demonstrăm punctul nostru de vedere, îți spunem doar atât. Calea către lumea de sub noi trece prin trunchiul despicat al unui frasin bătrân și faptul că ce urmează este de-a dreptul fascinant. De când ne știm, suntem fascinați nu doar de cerul înstelat și de cosmos, ci și de adâncul pământului. Probabil sunt încă foarte puțini cei care să nu fi devorat, în vremurile când erau ahtiați de cunoaștere, romanul lui Jules Verne, O călătorie spre centrul pământului, apărut acum mai bine de 150 de ani, în 1864. Robert McFarlane propune și el o călătorie în adâncul pământului, dar de alt gen și mult mai fascinantă. O explorare a relației noastre cu întunericul, cu ceea ce se află în adâncul pământului și al minții noastre. Dintr-un unghi de vedere geologic asupra planetei noastre, McFarlane pune o întrebare vitală și tulburătoare. Oare suntem niște buni strămoși pentru pământul viitorului? De la primele pagini remarcabile până la concluzia încărcată de emoție, cartea Lumea de sub noi este un periplu în care se împletesc miracolele și pierderea,
teama și speranța. O carte ce îți va schimba, pe rămnoi, felul în care privești lumea. Fără îndoială, fie că sunteți fani înrăiți ai seriei, ori doar iubitori de pelicule dedicate automobilului și piloților cu talent, Fast and Furious 9 reprezintă unul dintre cele mai așteptate filme ale anului și merită să-l vedeți la cinema, chiar dacă dețineți și acasă ochelari 3D. Efectele speciale sunt realmente spectaculoase, iar pe ecranul mare au o altă încărcătură. Sigur, nu-l mai avem pe regretatul Paul Walker, dar Vin Diesel, cel care a revenit de la Fast and Furious 9, îi are alături pe Roman Pierce, interpretat de Tyrese Gibson, alături de Chris Ludacris Bridges, pe care îi știți deja din Too Fast, Too Furious din 2003. Ca și pe Han, Sung Kang, cel care încânta cu stilul său în Tokyo Drift din 2006. Filmul este ca de fiecare dată un show potrivit pentru cinematografe IMAX, care va continua, fiind anunțate deja alte două episoade. Nici nu este de mirare. Cele 8 filme ale francizei și un spin-off Hobbs & Shaw a avut încasări de aproape 6 miliarde de dolari. Apogeul a fost atins cu Furious 7 din 2015, 1,5 miliarde de dolari la nivel mondial, urmat de partea a 8-a, The Fate of the Furious, cu încasări de peste 1,2 miliarde de dolari. Peste 200 de mașini periculoase au găsit cei de la RAR în circulație în urma unei razii de 2 zile, în 6 județe din centrul țării. Registrul Autoromân a suplimentat numărul de echipaje de control tehnic în trafic în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Hunedoara și Sibiu, cu scopul de a identifica autovehiculele care, prin deficiențele tehnice pe care le au, pun în pericol siguranța traficului. În zilele de 25 și 26 mai, în timpul controalelor efectuate împreună cu polițiștii rutieri, au fost verificate în trafic 380 de autovehicule. Dintre acestea, 190 prezentau deficiențe majore și sau periculoase, iar 37 de autovehicule au fost încadrate în categoria pericol iminent de accident. În plus, peste 10% prezentau neconformități în ceea ce privește emisiile poluante, iar 12 mașini au fost identificate cu ITP expirat sau anulat. Talonul reținut în trafic de polițiști rutieri poate fi redobândit în urma unei reinspectări tehnice care va certifica remedierea defecțiunilor constatate. Demersul este posibil la orice reprezentanță a Registrului Autoromân. The Sun a publicat rezultatele unui studiu destul de curios, prin care s-a determinat cât de periculoși pot fi șoferii în dependență de genul muzicii ascultate în timpul condusului. Astfel s-a dovedit că R&B-ul poate duce la producerea unui accident, iar fanii rap-ului ar fi cei mai atenți la drum. Experimentul a fost realizat pe 100 de șoferi. Acestora le-au fost incluse diverse melodii pentru audiere și s-a simulat într-un simulator o situație de frânare de urgență de la o viteză de 112 km la oră. Împreună cu genurile muzicale, drept referințe au mai servit condusul în liniște și după ce s-a consumat cafea. S-a constatat că șoferii au reacționat la pericol cel mai prost când ascultau R&B, oprindu-se cu 4,3 metri mai târziu decât era necesar pentru a evita coliziunea cu un obstacol virtual. Toți ceilalți șoferi au scăpat de incident. Fanii jazzului au mai avut o rezervă de 1,2 metri, iar ai rap-ului 15,5 metri până la impact. Între aceștia s-au încadrat cei care preferă muzica clasică, heavy metal și techno. De cealaltă parte, s-a calculat că pentru bărbații care călătoreau în tăcere a rămas o rezervă de 14,6 metri, iar pentru femei 21,3 metri. Dar cei care au băut o ceașcă de cafea tare cu 20 de minute înainte de experiment s-au comportat cel mai sigur. S-au oprit la 23,8 metri distanță de obstacol. Rolls-Royce a anunțat că are de gând să extindă radical sfera de personalizare a modelelor sale, dezvoltând caroserii unice pentru clienți specifici, devenind astfel un carosier mai activ cu noul atelier departament permanent Coach Build, care va fi parte a diviziei Bespoke. Primul proiect este Rolls-Royce Boat Tail, al cărui preț este estimat la 20 de milioane de lire sterline, sau peste 23 de milioane de euro. Modelul urmează să fie realizat în numai 3 exemplare și respectă filozofia noului serviciu, care este destinat clienților ce nu sunt mulțumiți de limitele existente și care ar dori să meargă mai departe decât permite programul actual de personalizare. Ca parte a proiectului, fiecare element al mașinii este creat manual, în conformitate cu dorințele clientului. Proiectul Rolls-Royce Boat Tail nu este un concept creat pentru a fi vândut retrospectiv. Boat Tail este un proiect personalizat care a apărut din 4 ani de colaborare cu 3 clienți distinși, spune șeful companiei britanice. Cei 3 potențiali clienți sunt pasionați de designul nautic modern. Iahturile rapide din clasa J erau adesea citate de ei ca surse de inspirație, atât în ceea ce privește curățenia formei, cât și delicatețea artizanatului. Fanteziile creative ale clienților au coincis cu dorința îndelungată a echipei de design Rolls-Royce de a crea o întruchipare modernă a tipologiei Boat Tail, o formă de iaht cu pânze pe șasiul unui vehicul Rolls-Royce. Cât despre dotări, sunt atât de multe încât am decis să acordăm mașinii un spațiu special într-o ediție viitoare a emisiunii săptămânale Motion.